Suntem în criză, lumea așteaptă răspunsuri clare. Andreea Borboros, Antena 3 CNN. Domnule prim-ministru, ce aveți de gând să faceți cu amenajările hidroenergetice de pe Jiu, barajul Livezeni și cele două hidrocentrale, Dumitra și Bumbești, având în vedere că statul a investit peste 170 de milioane de euro și se pune praful pe ele? Dacă ar fi în funcțiune, ar deservi 200.000 de gospodării. Da, așa este. Declarații politice, promisiuni și lueri de poziție de la cel mai înalt nivel. Deocamdată atât, deși de mai bine de un an vorbim de o criză energetică. Pe teren, în bazinul Jiului, apa se duce la vale, cu tot cu ea și energia. Și nu este singurul loc. Avem în portofoliu peste 10 obiective care se află într-o astfel de situație. Peste o investiție de interes strategic declarată printr-o hotărâre de guvern sau printr-un decret de interes strategic, vii și declari ulterior, tot printr-o hotărâre de guvern, un sit Natura 2000 sau un parc național. Toate aceste investiții pot să aducă circa un teravat de energie suplimentară. Statul le face, dar nu le mai desface. Incoerența și dezinteresul cu care au fost tratate astfel de amenajări energetice ani de zile se traduce azi prin transformarea României din exportator de energie în cumpărător loial de pe piețele internaționale. Lucrul este destul, să zicem așa, de ciudat, în condițiile în care au fost foarte multe site-uri Natura 2000 în anii anteriori, declarate de către guvernele anterioare, în special de către guvernul tehnocrat, pe locuri unde existau construcții, unde erau amenajări în construcție, amenajări hidroenergetice ale hidroelectricii. Practic, aș putea spune așa că au fost declarate situri Natura 2000 pentru a bloca acele investiții. Credeți că sunt și, nu știu, interese? N-aș vrea să fac speculații în acest sens. Cert este că dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat în spate, este greu să dai o explicație rațională. În Parlamentul României, în primăvara acestui an, a fost votat un proiect de lege prin care se redefineau limitele ariilor protejate. Astfel, hidrocentralele ce au fost deja construite să poată fi puse în funcțiune în deplină legalitate. Ce s-a întâmplat? A fost atacat la Curtea Constituțională de către cei de la USR. Așteptăm cu mare nerăbdare decizia Curții, totuși au fost 6 amânări ale deciziei cu privire la aceste hidrocentrale. Cred că ar fi un lucru extraordinar de important, mai ales în acest context, să continuăm lucrările la acele hidrocentrale. Când au atacat la CCR inițiativa legislativă, parlamentarii USR au invocat încălcarea dreptului la un mediu sănătos. Au spus că este vorba doar despre interesele băieților deștepți și că beneficiul economic al hidrocentralelor este unul infim în comparație cu distrugerile provocate. Ne-am contactat pe cei de la USR pentru un punct de vedere în urmă cu o săptămână, însă nici în această oră nu am primit un răspuns. Pe de o parte spun că aceste hidrocentrale dăunează mediului, iar pe de altă parte au venit săptămâna trecută la Comisia Economică să propună un amendament prin care să construim termocentrale pe cărbune. Deci eu nu mai cu opțiunile USR-ului m-am lămurit de mult. În tot acest timp, reprezentanții Hidroelectrica încearcă obținerea unui nou aviz de mediu. Vă dau exemplu Bumbeștiului. Am început demersurile, autorizația de construire a fost anulată în instanță undeva la finalul anului 2017. Din anul 2018 am început demersurile și suntem departe de a finaliza aceste demersuri. Nu există un termen în care să primim observații sau răspunsuri. Primim la 3-4 luni de zile cât un calup de observații sau solicitări de completare. După aceea nu se mai întâmplă nimic. După aceea încă 3-4 luni de zile elaborăm sau lucrăm la acele modificări, după care le transmitem. Și tot așa este, o poveste fără sfârșit în care ne aflăm și acum. Este neadevăr, ca să nu formulez altfel. Hidroelectrica a stat inclusiv în acest birou de mai multe ori, în frunte cu domnul manager general, director general. Au stat în birourile colegilor mei să discute detaliile tehnice. Li s-a dat ultima dată acum o lună, pas cu pas, fiecare procedură pentru toate cele 11 hidrocentrale care nu sunt finalizate și nu sunt predate pentru a funcționa. Mă așteptam ca ritmul să fie mai alert
și obținerea avizelor. Și România așteaptă eficiență și, dacă se poate, și facturi mai mici. Politicienii noștri vin acum cu o altă promisiune în ceea ce privește resursele energetice pe care se pune praful. Vor să le revitalizeze prin PNRR. Am pus în capitolul de Repower EU, capitolul care practic va fi adăugat la PNRR, absolut toate investițiile care sunt viabile ale hidroelectricii, printre care și acesta de la Bumbești-Livezeni, în așa fel încât prin Repower EU, împreună cu Ministerul Mediului, prin legea prin care o vom aproba Repower EU, să putem finaliza toate aceste investiții. Când a apărut Repower EU și ele au ajuns pe lista de investiții a Repower EU, a intrat în aceste discuții și domnul Boloș. Tot guvernul, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, CSAT, toate instituțiile statului stau să-i sprijine pe ei. Aveți un termen pentru asta? Au fost discutate de către ministrul Boloș săptămâna trecută la Bruxelles împreună cu Comisia Europeană. Au fost agreate inclusiv cu Comisia pentru Mediu. Dar un termen clar nu există și chiar dacă ar fi, tot suntem în urmă. Dacă, nu știu, mâine ați obține toate avizele, s-ar da undă verde, exploatării, dumneavoastră, din acel moment, da, de mâine încolo, cam de cât timp ați mai avea nevoie pentru ca totul să funcționeze? Estimativ putem vorbi de 12 luni. În aceste vremuri în care toată lumea vorbește despre economisire și ni se spune să stingem becul, în România energia verde se duce pe apa sâmbetei. Asta în timp ce țări precum Germania, Polonia, Cehia sau Slovacia au găsit echilibrul între protejarea mediului pe de o parte și producerea de energie prin intermediul hidrocentralelor. În timp ce la alții se poate, noi vom plăti în continuare facturi cu multe zerouri. Noi trebuie să găsim mecanisme pentru a supraviețui acestei faze dramatice a crizei energiei și în paralel să dezvoltăm resurse noi pentru a reveni la normalitate.